Criza locurilor în secțiile de terapie intensivă face victime, deși medicii fac eforturi supraomenești să-i salveze pe pacienții infectați care se zbat între viață și moarte. Doi din cei patru bolnavi COVID aflați în stare critică, care au fost transferați de la București la Iași cu o aeronavă militară, au decedat. Doi dintre cei patru pacienți cu afecțiuni pulmonare extrem de severe care au fost transferați sâmbătă seară de la București la Iași cu un avion militar au murit. Anunțul a fost făcut de managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, doctorul Lucian Eva, care a dat detalii și despre starea celorlalți doi bolnavi care au ajuns în unitatea medicală pe care o conduce și care se luptă acum pentru viață. Cei patru pacienți prezentau afecțiune pulmonară extrem de severă din cauza infecției cu COVID-19. Din păcate, doi dintre ei au decedat. Ambii aveau vârste de aproximativ 70 de ani, o afectare a plămânilor de peste 80% și multiple patologii asociate, precum diabet, hipertensiune, boală renală cronică. Cei care sunt în viață au afectare pulmonară mai puțin severă, mai puțin de 50%. Ei au vârste cuprinse între 70 și 90 de ani, a declarat medicul Lucian Eva. La rândul său, premierul Florin Câțu a afirmat că se analizează fiecare caz în parte pentru pacienții transferați la spitalele din țară, tocmai pentru a preveni astfel de tragedii. Am avut mai multe discuții despre cum se aleg aceste transferuri. De obicei este discuție și cu aparținătorii dacă se transferă, cine se transferă. Deci nu este chiar foarte simplu, dar, bineînțeles, vor analiza. De fiecare caz în parte este analizat să vadă ce s-a întâmplat, de ce o persoană a decedat, dacă putea să fie transportată sau nu, toate cazurile acestea se analizează. Spitalul de neurochirurgie din Iași este unul dintre cele 6 spitale suport COVID din județ, iar aici au fost alocate 19 dintre paturile de la terapie intensivă pacienților aflați în stare gravă. Momentan, la spitalul din Iași mai sunt disponibile doar 6 paturi de terapie intensivă pentru astfel de pacienți. Alți doi pacienți din București și Târgu Mureș urmează să fie transferați aici.